tot sâmbătă și-a depus dosarul de candidatură pentru funcția de primar al municipiului Deva tânărul social-democrat Lucian Rus, susținut de președintele filialei județene PSD Hunedoara, Laurențiu Nistor, dar și de colegi și simpatizanți care au reușit să strângă mii de semnături de susținere. Lucian Rus candidează pentru deschiderea comunității devene către un nou proiect de dezvoltare și către un viitor administrativ care să pună în valoare Deva. Susținerea lui Lucian Rus la primăria Deva este cel mai puternic semnal din ultimii ani că PSD luptă pentru o victorie în fieful liberalilor. În primul rând vreau să mulțumesc domnului președinte Laurențiu Nistor pentru încredere, colegilor mei din biroul municipal PSD Deva pentru susținere, pentru faptul că împreună suntem o echipă și împreună vrem să mergem la acest drum pentru a face lucruri bune în orașul nostru. Îmi doresc un oraș frumos, un oraș în care tinerii să-și găsească un cămin, un oraș în care noi toți să putem să trăim frumos, sănătos și să fim împreună cu toții. Mulțumesc tuturor pentru încredere și îmi doresc să fiu un primar pentru Deva, un primar pentru Deveni. Susținerea lui Lucian Rus la primăria Deva este cel mai puternic semnal din ultimii ani că PSD luptă pentru o victorie în fieful liberalilor. Depunerea candidaturii azi a domnului Lucian Rus pentru funcția de primar al municipiului Deva și a tuturor consilierilor este cu siguranță că vom câștiga la Deva. Mi-aduc aminte proaspăt în memorie că ieri a fost lansarea parcă pentru candidatul PNL-ului sau la alte. Am văzut că un prefect de tristă amintire, care este și candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, deci nu contra candidatul Lucian al meu, spunea că suntem camelușei, blânzi, nu, că nu cumva să-i atingem cu ceva. Dacă spune că suntem camelușei, eu transmit că suntem lei. Și nu ne putem compara cu ei la orice. Dar dacă spune tot la fel că suntem melușei, cred că termenul de melușel este mai bun decât berbec. E mai bine să fii melușel decât berbec. Așa că, atare, ne comportăm ca melușei, suntem blânzi, suntem buni, suntem hotărâți să facem ceea ce trebuie pentru municipiul Deva, pentru județul Hunedoara și cred că nimic nu ne mai poate opri din această bătălie electorală. Așa cum vedeți și noastră atât de mulți oameni, asta reprezintă, așa reprezintă forța partidului și să nu credeți că ăștia sunt toți membrii de partid din Deva. Dar avem o organizație foarte puternică, cum n-am avut niciodată la Deva. Avem un candidat bine pregătit și faptul în sine că la ora actuală este și secretar de stat la Ministerul Economiei, a învățat foarte multe lucruri bune, ceea ce trebuie mai ales să le aplici în administrația publică, și sunt convins că tot ceea ce face Lucian pentru județ, pentru municipiul Deva, pentru județ, va fi în favoarea cetățeanului. Niciodată îl cunosc de foarte mult timp. Niciodată nu are alte gânduri decât pentru interesul cetățeanului pe care îl reprezintă. Așa trebuie să fie un primar.